Iisus, ca Sfântul mie, văd că vine. Acolo-i pace dulce și lacrimile pierd. O dignă îți aduce divinul meu. Acolo-i pace dulce și cerul toți cu Iisus.
Adunare în Domnul Iisus, iubiți prieteni, suntem adunați în curtea familiei Rotaru pentru a fi alături de copiii aceștia și de tatăl lor care lăcrimirează la căpătâiul celui ce a fost Viorica Rotaru, soție, mamă și sora noastră de credință. Suntem aici pentru ca prin prezența noastră, prin cuvintele mai multe sau mai puține pe care le vom putea rosti personal, să mângâiem această familie. Suntem aici totodată să ne reamintim că și noi suntem trecători. Așa cum și sora Viorica Rotaru a trecut la o vârstă tânără, putem spune. Cuvântul Domnului ne învață că mai bine este să fim într-o casă de jale, pentru că acolo ne aducem aminte că suntem trecători și totodată putem să luăm hotărâri noi, putem să ne facem inima mai bună, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu. Pentru ca toate aceste scopuri să fie făcute după voia lui Dumnezeu și să se atingă aceste scopuri, adică familia să fie mângâiată, noi să fim învățați, trebuie să ne ajute Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic. De aceea, așa cum obișnuim și este un obicei bun și după Sfânta Scriptură, e să ne rugăm. Vă rog să vă ridicați în picioare, bărbații să descopere capul și fratele Gheorghe Vatamanu să vină aici și să se roage pentru noi toți înaintea Domnului. O, Doamne, Tată Dumnezeule, în numele scump și prețios și drag sufletului nostru, al Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, vrem să stăm înaintea Ta și în această seară și vrem, Doamne, prezența Ta să fie simțită de către noi. În mod deosebit Te rugăm frumos ca prezența Ta să aducă mângâiere, îmbărbătare, să aducă sprijin pentru familia îndurerată. Vrem prezența Ta în mijlocul nostru, Doamne, să aducă o lumină cerească, o lumină a slavei Tale, a Evangheliei în mijlocul nostru, Doamne. Vrem să Te rugăm frumos ca prin prezența jertfei a numelui Domnului Iisus Hristos poporul să fie sfințit. Vrem să stăm câteva momente înaintea Ta și pe lângă faptul că vrem să fim o binecuvântare pentru familie, vrem să primim binecuvântările Tale, Doamne. Binecuvântări pentru suflet, învățături, pentru viața noastră, pentru a ne călăuzi întru totul după voia Ta. Te rugăm frumos să învrednicești lucrătorii. Amin. Te rugăm frumos, Doamne, să lași cuvânt cu descoperire ca întotdeauna. Vrem, Doamne, să-Ți spunem din nou, suntem gata să ascultăm. Și Te rog prin Duhul Sfânt fiecare inimă să fie deschisă și prelucrată. Cuvântul Tău ajuns în inimile noastre, Doamne, să încolțească, să crească și să aducă rod. Și fiecare dintre noi, Doamne, plin de înțelepciune, plin de călăuzire sfântă, Doamne, să ne punem într-o stare plăcută înaintea Ta. Pentru că atunci când ne vei chema acasă, pentru că atunci când vei reveni după mireasa Ta, să fim găsiți gata în întâmpinarea Ta. Ne lăsăm prelucrați, Doamne Dumnezeule, și în această seară, de Duhul Tău, de puterea Ta.
și fă-ți nume de slavă în mijlocul nostru și prin lucrările tale, Doamne, și îți mulțumim. Binecuvântăm numele tău și acum și în veci. Amin. Amin. Pentru învățătură în seara aceasta voi citi din cuvântul Domnului din Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, a doua Corinteni, de la capitolul 5, 10 versete. Și cu respect să ascultăm cuvântul Domnului în care ne vorbește în felul următor. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Cei ce aveți locurile puteți ocupa. Și în continuare, după ce vom cânta o cântare pe slava Domnului, fratele Virgil va sluji din cuvântul Domnului și Domnul să-l călăuzească. Amin. Fiu adăluit și pentru mine.
familie îndoliată, iubiți frați și surori, stimați ascultători, după cum se vorbea, suntem aici să fim alături de această familie, de acești copii, de acești soți și totodată suntem în locul acesta să ne aducem aminte că mai devreme sau mai târziu și noi vom trebui să trecem din lumea aceasta. Slujbele de privic și cele de mormântare ne aduc aminte că suntem trecători, ne aduc aminte că suntem vremelnici prin lumea aceasta și oricât de tare ne-am ține și oricâte relații am avea, moartea ne egalizează pe toți. Împărați și regi, șomeni, oameni năcăjiți și bolnavi, toți trec prin momentul acesta. Și moartea este un punct al vieții fiecăruia dintre noi. Însă Apostolul Pavel în seara aceasta vine să ne vorbească despre niște atitudini care schimbă gândirea omului, mentalitatea omului și modul de a privi moartea. Apostolul Pavel spune că avem o clădire în cer care nu este făcută de mână. Apostolul Pavel ne spune despre niște taine la care a avut acces prin Duhul lui Dumnezeu, care n-au fost descoperite sfinților din vechiul legământ, din vechiul popor. Și cuvântul Domnului ne vorbește în pasajul acesta biblic despre niște lucruri deosebite care îl fac pe credincios la un moment dat să gândească altfel. Într-o lume în care poate avea mai mult și care poate trăi 100-120 de ani, el la un moment dat, din cauza cunoștințelor pe care le capătă de pe paginile Sfintelor Scripturi, nu mai dorește să trăiască în lumea aceasta. Efectiv, se satură de ea, de tot confortul, de toată agoniseala pe care o are, el se satură, pentru că mintea lui este impregnată și el a început să înțeleagă și să creadă niște adevăruri biblice. De aceea, în seara aceasta, iubită familie, iubiți frați și surori, aș vrea împreună să privim spre pasajul biblic și să vedem ce anume Pavel vine să ne așeze în mintea noastră ca noi să gândim altfel. Primul lucru pe care Pavel îl spune tuturor credincioșilor este că noi va trebui să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare să primim răsplată pentru binele sau răul pe care l-am săvârșit în trup. Ca atare, suntem informați că într-o zi vom fi evaluați. Suntem informați că într-o zi totul va fi scos la lumină, cântărit și totodată vom fi răsplătiți. Suntem informați că orice vorba noastră, bună sau rea, sau chiar nefolositoare, este notată undeva. Suntem informați că disprețul nostru sau aprecierea noastră, lauda noastră sau mâhnirea pe care o aducem cuiva este notată și vom fi evaluați după ea. Într-o zi în fața scaunului de judecată al lui Hristos, cu toții vom sta. Și spune Scriptura, atunci tot ce este ascuns va fi adus la lumină. Ne spune cuvântul Domnului, atunci nimeni să nu spere pe baza faptului că câtă vreme a trăit a avut o poziție în biserică, că cineva anume a acoperit atitudinile lui de un fel sau de altul, în ziua aceea vor rămâne la fel. Și Sfânta Scriptură ne spunea, și parcă îmi vine să repet încă o dată pasajul acela Bibliei pe care Petru îl spunea, și dacă chemați ca tată pe cel ce este sfânt, fiți sfinți și voi în toată purtarea voastră. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că Dumnezeu va judeca fără părtinire pe cei ce îl cheamă ca tată. De aceea este important pentru noi să ne facem evaluarea. De aceea e important, stimații mei frați de credință, pocăința. De aceea e important. Că eu pot la un moment dat prin firea mea, prin aroganța mea, prin mândria mea să disprețuiesc pe cineva. Să spun, domnule, n-are școala mea, nu-i din neamul meu, e din nu știu ce regiune și lucrul ăsta va fi judecat. Și dacă va fi judecat acolo, voi fi răsplătit pentru bine sau rău. Ori, iubiții mei, aș vrea să vă spun, pocăința e valabilă în fiecare zi. Dacă eu constat și Duhul Sfânt îmi arată și bunul simț îmi arată că eu am disprețuit, că eu am vorbit de rău, că eu am avut o atitudine răutăcioasă, că am invidiat și nu mă pocăiesc, în ziua aceea voi fi judecat. Dar dacă mă pocăiesc de lucrul respectiv, îmi pare rău și îmi mărturisesc starea mea înaintea Domnului, Dumnezeu este drept să mă ierte, să mă spele în sângele său și păcatul meu nu mai merge la judecată. De aceea Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei că sunt păcate care merg înainte la judecată, adică cele de care te pocăiești,
te mărturisești și le lești, să sunt păcate care vin pe urmă și care vor fi evaluate, judecate și Dumnezeu va răsplăti drept fiecăruia dintre ei. Aș vrea să vă spun că judecata trebuie să stea înaintea ochilor noștri în fiecare zi. 24 din 24. Chiar dacă frații nu ne văd, chiar dacă părinții nu ne văd, chiar dacă șeful nu ne vede, chiar dacă omul nu ne vede, Dumnezeu totdeauna vede. Și nu numai că vede, toate lucrurile acestea sunt notate în niște cărți. Dacă omul a murit, în cărțile acelea nu se mai poate șterge și nici adăuga nimic. Dar dacă câtă vreme trăiești, fiecare dintre noi ne pocăim de faptele noastre, ne mărturisim de atitudinea noastră, sângele Domnului în cărțile acelea șterge vina, păcatul, nelegiuirea și omul respectiv nu va fi judecat pentru lucru de care s-a pocăit. De aceea e important să trăiești cu spectrul judecății. E foarte bine că frații cunosc Scriptura și spune Biblia, cine crede în Hristos nu vine la judecată, la judecata scaunului alb, nu vine acolo unde vine toată lumea, dar toți credincioșii trebuie să stea în fața judecății lui Hristos. De aceea ne așează Domnul în comunități, de aceea Dumnezeu cheamă lângă noi oameni pe care noi să iubim, pe care noi să-i apreciem, pe care noi să-i socotim cum ne socoate Domnul pe noi frați în Domnul Iisus Hristos. De foarte multe ori am vrea să alegem noi, dar Domnul nu ne dă dreptul acesta. Ne-a ales pentru El și cere de la noi să avem o atitudine și în funcție de atitudinea aceasta vom fi judecați. De aceea, frații mei, primul lucru pe care Pavel vrea să-l pună în fața ochilor mei este că voi fi judecat. De aceea e bine să ne gândim, vreau să obțin răsplătire pentru bine. Vreau să obțin răsplătire pentru laudă. Vreau să obțin răsplătire pentru facere de bine. Vreau să obțin răsplătire pentru închinare cu frații. Vreau să obțin răsplătire pentru rugăciune pentru frații mei. Nu să fiu pedepsit de Dumnezeu. Nu să mi se ia din cunună. Nu să mi se ia din slavă. Nu să mi se ia din drepturile prin care aș putea străluci înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vom fi răsplătiți, spune Biblia, și pentru bine, dar și pentru rău. De aceea e important să trăiești cu lucrul acesta. E adevărat, mulți își permit. Mulți își permit, fără să se poată nimeni lua de ei, să vorbească de rău, să disprețuiască, să clevetească. Lucruri pe care legile normale ale statului nu umblă după ei. Într-o zi, toate vor fi evaluate. În ziua aceea, aș vrea să avem parte de răsplătirea pe care Dumnezeu o va da tuturor celor ce fac binele și dintre aceia să fim și noi. Doamne ajută! Iar dacă în anumite lucruri constatăm în seara aceasta și Duhul Sfânt ne aduce aminte în timp ce vom pleca acasă de la slujba de priveghi, ne rămâne o singură soluție. Nu mai putem să intrăm în trecutul vieții noastre, dar putem să ne pară rău, să cerem iertare și să ne pocăim. Doamne ajută! Al doilea lucru, frații mei, pentru că știm că vom sta în fața judecății lui Dumnezeu și că tot ce este ascuns va fi adus la lumină și că totul va fi evaluat corect și judecat corect și că Dumnezeu va răsplăti și binele și răul și că știm că putem să ne pocăim de rău. De aceea Pavel spunea, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți lui. Pentru că vom sta în fața judecății lui Dumnezeu, începem să ne silim să-i placem Domnului. Știm foarte bine să intrăm sub pielea cuiva, să vedem ce îi place și ce nu-i place. Ceea ce îi place să repetăm și ceea ce nu-i place să evităm. De foarte multe ori, aș vrea să vă spun, uităm că trebuie să placem Domnului. Și Domnului îi plac anumite lucruri și dezagrează alte lucruri. Sunt urăciune anumite lucruri înaintea Domnului. Citiți, dacă vreți, cuvântul Domnului și veți vedea că sunt lucruri care sunt urâte Domnului. Și de multe ori pe noi nu prea ne interesează ce e urât Domnului. Cel ce stârnește certuri de frat, spune Biblia că este urât Domnului. Dar pe noi nu ne interesează decât să ne apărăm poziția noastră, ca să ne apărăm starea noastră. Și nu ne interesează ce place Domnului.
De aceea este important să ne silim să-i fim plăcuți Domnului. Nu-i numai suficient să știi ce place și ce nu place Domnului. De-aia avem Biblia. Scriptura ne spune să ne silim. Termenul acesta de a ne sili ne arată că din start nici nouă nu ne place ce-i place Domnului. Firea noastră pământească ne îndeamnă spre păcat, spre nelegiuire. A te sini, a te osteni, a te strădui în bine e destul de dificil. De aceea Dumnezeu în suveranitatea și totodată bunătatea Lui ne-a dat Duhul Sfânt care ne ajută în a ne sili să facem binele. Duhul Sfânt nu ne ajută la minciuni, ne ajută altcineva. Duhul Sfânt nu ne ajută la răutate, ne ajută altcineva. Dacă vrei să spui adevărul, vine Duhul Sfânt să te ajute. Când vrei să iubești pe cineva care ți-a făcut rău, vine Duhul Sfânt să te ajute. Când vrei să faci totdeauna bine și să fii aproape de Biserica Domnului, Duhul Sfânt e acolo lângă tine să te ajute. Întrebarea care se pune, cine te însoțește în viața ta? Pe cine ai mai des lângă tine? Pe cine chem mai des prin atitudinile tale? Apostolul Pavel spune, din cauza judecății, eu mă silesc și noi ne silim să fim plăcuți Domnului. Când încheiem o zi, ne evaluăm ziua respectivă, nu ne evaluăm lunar sau anual, că e final de an, să vedem în fiecare zi, Doamne, unde ți-am plăcut și unde nu ți-am plăcut. Și dacă ești sincer, Duhul Sfânt îți arată, îți spune, azi nu mi-ai făcut cinste în domeniul ăsta, aici ai făcut bine, ai făcut corect. Da, dar mă mânca în limba să-i spun ce trebuiește. Ai făcut corect că ai tăcut. Că după aceea te ajută altcineva să spui mai mult decât ai gândit tu că ar trebui spus. De aceea e important să-i placem Domnului. La sfârșitul zilei s-a putea ca părinții noștri să nu fie întru totul bucuroși de noi. S-a putea ca neamurile noastre să nu fie întru totul bucuroși cum am abordat anumite probleme. Dar dacă Duhul Domnului și Dumnezeu spune, mi-ai plăcut cum ai trăit, aș vrea să vă spun, la sfârșit de cale și de alergare, părerea Domnului contează. Restul, toți ceilalți se pierd în negură, așteaptă tremurând judecata lui Dumnezeu. Dar dacă tu ai plăcut Domnului în ceea ce ai făcut, Dumnezeu are pentru tine comor de har și de îndurare. Slăvit să fie Domnul! Plăcând Domnului în fiecare zi, întrebându-te ce place Domnului de fapt, ce place firii mele, nu-mi trebuie școală. Ce place oamenilor, din nou, cunosc, au grijă să-mi spună. Dar Biblia spune ce place Domnului. Trăind și azi și mâine, plăcând Domnului, într-o zi, iubiții mei, nu-ți mai place pe pământul ăsta. De ce? Că oamenii care au plăcut Domnului au primit mărturia că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Dacă eu caut și azi și mâine să plac Domnului, într-o zi Dumnezeu vine și spune, da, îmi place. Da, e corect ceea ce faci. Scriptura vine și spune despre un om al lui Dumnezeu, care într-o zi Dumnezeu i-a spus, ceea ce ai făcut îmi place mie. Modul tău de gândire îmi place. Enoch a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat ca să fie cu el. L-a luat din lumea aceasta. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, într-o scară mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi trăim starea asta. Dacă placi și azi și mâine și poi mâine, un an de zile Domnului, la un moment dat nu-ți mai place lumea aceasta, ci-ți place lumea lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune în al treilea rând și ne place mult mai mult să fim acasă la Domnul. Așadar, suntem plini de încredere. Permiteți-mi să citesc pasajul ăsta biblic, care e atât de frumos, care este o provocare pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă, într-un privegim de parte de Domnul. Versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Dar cum de ajungi în starea asta? Cum de ajungi când la un moment dat sunt oameni care le place bucățica lor de pământ și la 90 de ani? Cum de ajungi tu ca la om să-i placă căsuța lui și la 100 de ani?
Cum de ajungi? În primul rând îți dai seama că Dumnezeu va judeca într-o zi toate lucrurile și apoi în fiecare zi placi Domnului. Într-o zi nu-ți mai place pământul cu toate mâncărurile lui. Într-o zi nu-ți mai place lumea aceasta. Te mai ajută și suferințele, te mai ajută și încercările, te mai ajută și bolile. Și la un moment dat spui, da, îți prinde încredere. Pentru că am plăcut Domnului, pentru că nu m-am abătut de la voia Lui, pentru că în fiecare zi m-am pocăit, m-am sfințit, unde am greșit mi-am cerut iertare. Doamne, acum îmi place împărăția Ta. S-a dezvoltat lucrul acesta în tine? Pentru că lucrul acesta o să-l vedeți, e dezvoltat în toți oamenii care se apropie din ce în ce mai mult. Când privești judecata lui Dumnezeu, când privești modul că Dumnezeu va scoate la lumină toate lucrurile, când în fiecare zi te silești, nu că-ți place, dar te silești să fii plăcut Domnului. Câteodată cei din prejurul tău se uită de sus, jignitor, disprețuitor, că nu știi să alegi lucrurile care plac lumii, care dau sens ca să iasă bine în fotografie. Efectiv, tu cauți să placi Domnului și lucrurile văzute și în cele ascunse. La un moment dat în tine se dezvoltă starea aceasta de lucruri. Da, îmi place mult mai mult. Nu contează că e cancer, nu contează că e accident, nu contează, fie ce-o fi, nu contează trambulina prin care eu plec din lumea aceasta trecătoare în lumea lui Dumnezeu. E important că vreau să fiu la Domnul meu Iisus Hristos. Așa și-au dezvoltat martirii gândirea. De ce credeți dumneavoastră că mulți dintre ei săreau din arenele romane și recunoșteau că sunt creștini și că știau că fiarele așteaptă, știau că rugurile așteaptă, știau că chinurile așteaptă, știau că ăștia nu făceau rezerve de nimic să-i omoare pe toți credincioșii, pentru că ei priveau la o împărăție care nu se va termina niciodată, a cărui Domn este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Gândești la fel? Când te uiți la lucrurile acestea de pe paginile Sfintelor Scripturi și începi să-ți modelezi viața și începi să gândești în modul acesta, la un moment dat, viața ta îți mai dă Dumnezeu o zi. Placi Domnului, te pocăiești de tot ce e rău. În momentul în care ai greșit, îți ceri iertare, te sfințești, te întorci cu toată inima la Domnul și privirea ta este spre Domnul tău, că într-o zi va trebui să pleci de aici. Ești pregătit pentru lucrul acesta, pentru că judecata Domnului te așteaptă dincolo. Să ne ajute Domnul când vom ajunge la acea judecată să primim răsplătire pentru bine. Doamne ajută! Că de rău avem grijă să ne pocăim acum. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Nu vom zăbovi deoarece e rece, ci doar am vrea să mai facem o rugăciune specială pentru familia aceasta. În ultimele luni ne-am rugat pentru sora Viorica, ne-am rugat pentru copiii ei, pentru soțul ei. Dar de data aceasta nu ne vom ruga pentru sora Viorica, pentru că ea a plecat la cele veșnice și nimic de pe pământul acesta nu mai poate ajuta. Ci ne vom ruga pentru copii, ne vom ruga pentru tatăl lor, ca Dumnezeu să-i întărească în această perioadă, Dumnezeu să-i ajute, să facă Dumnezeu ca ceea ce am auzit în seara aceasta și ceea ce vom auzi în serile următoare, să le mângâie copiilor inima, să lucreze mântuirea la inima soțului, și Dumnezeu în final să-i ducă în împărăția lui alături de sora Viorica când va veni vremea și pe ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și la urmă vom mulțumi Domnului pentru seara aceasta. Așa că vă rog să vă ridicați și fratele Radu să vină aici și să se roage Domnului. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne Dumnezeu. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru seara aceasta, pentru cuvântul Tău. Privim la noi, Doamne Dumnezeule, și vedem că sunt multe lucruri de care trebuie să ne pocăim. Ajută-ne, Doamne, ca din seara aceasta să ne luăm noi hotărâri, ca să fim pe placul Tău, Doamne, prin viața noastră, prin faptele noastre, cu gândul, cu vorba, cu fapta, că atunci când vom sta, Doamne, în ziua judecății, să putem auzi glasul Tău, veniți binecuvântați Tatălui meu. Doamne Dumnezeule, Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care a îndurat frică în seara aceasta în acest loc. Te rog să binecuvintezi cel care a slujit din cuvânt, robul Tău. Te rog să binecuvintezi cei care au cântat spre slava Ta. Doamne, acum Te rugăm frumos să binecuvintezi familia aceasta. În noaptea care va urma, în zilele ce vor urma de asemenea, Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să lași mângâieri. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să-i întărești. Doamne, cu nădejdea, căci într-o zi se vor întâlni, Doamne, în împărăția Ta, să poată să rămână plin de încredere, Doamne, și să nu deznădăjduiască.
Te rog, Doamne, să binecuvinteze soțul acestei fostei noastre surori. Întărește-l, Doamne Dumnezeu, și lucrează-și la inima lui. Pentru toate noi îți mulțumim, ne smerim, aducându-ți toată slava și gloria, Tată, de acum și până în veci. Amin. Amin. Pentru puțin un timp, vă rog să rostați locurile și în continuare, din partea familiei, unul din băieți are un cuvânt de mulțumire. Vreau să vă mulțumesc că sufletele pentru că despre ziunță rugăciune. Mulțumesc corului pentru că am vrut frig în seara aceasta și a slăvit pe Domnul cântări. Vreau să mulțumesc fratul Virgil, care a slujit din cuvânt. Vreau să mulțumesc în mare parte la toți vecinilor noștri care ne sunt alături, ne sprijină rugăciune. Fără Sfântul Dumnezeu nu am putut îndura și trece peste această experiență. Ne este greu. Vreau să mă rog Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți și să răsplătească El, că noi umenește nu putem. Domnul să binecuvinteze. Amin. Domnul să binecuvinteze pe băiatul acesta, pe frații lui și pe tatăl lor. Și din partea acestei bisericii vă mulțumim tuturor că ați venit în seara aceasta, deși e rece să fiți aici. Domnul să vă răsplătească și vă anunțăm că mâine seara vom avea din nou seara de pe zi, începând tot cu orele 6 seara. Până atunci binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare. Cu ajutorul Domnului ne putem despărți.